Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod pe canalul Investește Simplu. Ei bine, episodul de astăzi o să fie puțin diferit și vreau să împărtășiți cât de mult acest videoclip pentru că poate ajuta foarte multă lume să nu mai pice în lucruri de genul și anume scammeri pe Instagram care îți promit marea cu sarea, efectiv te îmbogățesc ei și vor, atâta de mult vor ei să devii tu bogat încât se roagă de tine să investești după cum știu ei, în așa fel încât tu să faci dublu în fiecare zi, nu știu, bagi 1000 de lei și faci tot 1800 de lei în fiecare zi. O să vedeți imediat ce am vorbit cu cineva. Efectiv, m-a crispat foarte tare, e plin Instagram-ul, cel puțin a meu, nu știu, a vostru, de oameni de genul. În continuu îmi scriu și după cum o să vedeți în conversațiile de pe Instagram, efectiv îl luam și la mișto, deja nu mai aveam răbdare cu el, voiam să văd până unde merge, ce vrea să facă el de fapt și toate lucrurile astea. Nu am dus-o încă la maxim cu el, puteam să văd, să-mi instalez Binance-ul, dar o să vedeți și să văd efectiv cui trebuia să-i trimit banii. O să fac probabil și treaba asta. Dar haideți să ne uităm puțin la tiparul de scammer care îți scrie pe Instagram că vrea să te îmbogățească pe tine și a dat norocul peste tine, efectiv a venit și a bătut în ușă, tată deschide, îs eu care îți luminez viața și te îmbogățesc, da? Îs niște lucruri care efectiv anumiți oameni care poate nu le știu, nu le cunosc, îți vin cu niște povești și pot pierde foarte, foarte mulți copii sau și oameni mai neinformați, o grămadă de bani, da, te pot fura efectiv, un jaf pe față acest lucru, ce vor ăștia să facă, dar sper cumva să ajungă acest video la cât mai multă lume și noi să nu mai reacționăm la ei deloc, da, cum se poate opri chestia asta după mine, acest scam și acest spam pe Instagram, ar fi efectiv ca ei să nu mai poată da la nimeni țeapă, că atunci o să-și piardă foarte mult timp să-ți mai scrie sau să se complice să facă acest lucru pentru nimic, da? Pentru că nu mai au bani sau nu mai au de la cine să facă bani. Acest om efectiv mi-a dat bloc, dar o să vedeți și am și o înregistrare a ecranului cu profilul lui să vedeți cât de bogat e el și cât de bun ca și persoană, în ce locuri merge, cu elicopter, da, mă rog, schemul clasic. Și a început în felul acesta, mi-a dat cerere pe Instagram, știam din prima că e scammer, da, eu le mai răspund câteodată numai să fac mișto, mă amuză treaba asta de cele mai multe ori, dar acum, efectiv, a fost al treilea în aceeași seară care a început să-mi scrie și am zis, bă, tată, treaba asta, efectiv, escaladează foarte mult și probabil ar ajuta o clasificare a lor, da, să înțelegem care e schem și care nu, sau, mă rog, cine îți scrie să-ți facă ție bani, de obicei ceva schem sau ceva putred la mijloc. Bun, haideți să vedem cum a decurs conversația. El mi-a scris hello, la care răspunsul meu spune repede că nu mai am numai jumate de cană de net, da? Efectiv eram sătul, ăsta era al treilea, dar care m-a și enervat, să zic așa, pentru că, nu știu, nu-i mai suport, efectiv, da? Și la care el, îmi pare rău pentru abordarea aleatorie, făceam puțină relație și am decis să iau legătura. Probabil sunt ceva indieni, nu știu ce sunt. El zice că îmi traduce mie scrisul, dar culmea știe destul de bine română. Dar în fine, zice că e din Marea Britanie și s-a stabilit în Miami. El vrea să-mi prezinte o oportunitate de afacere, efectiv așa random vine și își împarte business-ul lui care funcționează extrem de bine cu mine, un total necunoscut de pe Instagram, da? Total random, că așa se fac afacerile, e ok. Și l-am întrebat cum ai ajuns în Miami, am început să-l iau la mișto, am vrut să văd ce răspunsuri are, pentru că sunt foarte mulți de genul care efectiv sunt doar boți. Ăsta am apreciat puțin la el că nu e un bot, da? La anumiți boți, eu efectiv le răspundeam un lucru, total random, cum am scris aici, da? Și ei răspundeau tot cu ce voiau ei, de fapt, să facă. Bun.
A zis că s-a mutat acolo, e un loc minunat, Miami-ul, da, așa este, în fine, nu contează. L-am întrebat cât plătește chirie și în ce cartier stă. Și domnul nu plătește chirie, că el are casă, știi? Adică deja ne vinde un lux, da? Cine el are casă în Miami, vorbește cu mine și el vrea să facă afaceri cu mine ca eu să fac bani. Dar total normal, nu-i nimic ca dubios până acum, cel puțin mie nu mi se pare. L-am întrebat în ce cartier stă, l-am întrebat la mișto dacă a fost în West Palm, da, e un loc cu foarte mulți oameni bogați și i-am zis că acolo e fain rău și la ce oportunități de afaceri te-ai gândit. Am văzut că după ce am scris treaba asta n-am mai răspuns și am zis, bă, hai să văd ce vrea, de fapt, știi? Și a zis că locuiește aproape de Miami. L-am întrebat cât a costat casa, locuiește de 8 ani, da, gen omul foarte bine acolo, pe bani, pe bogăție, are casă cu 300.000 de dolari. În Miami nu știu ce casă cu 300.000 de dolari și ea, că nu sunt, da, mă rog, în fine, nu contează asta. Au plătit aproximativ 300.000, da, foarte ușor și el vine să-mi facă mie bani, că e un om foarte bun la suflet, că altfel nu pot să-l numesc decât în felul ăsta, dacă el vrea să-mi facă mie bani, un total necunoscut de pe internet, da? Și l-am întrebat ce i-a plăcut cel mai mult în West Palm. Nu mi-a răspuns. După, el mi-a răspuns la ce oportunități de afacere s-a gândit. Și e vorba de tranzacție valutară, dacă am auzit eu de așa ceva. Eu clar n-am auzit, că am vrut să aflu efectiv ce vrea el de la mine, de fapt. Și zice, uite omule, îți traduc mesajele, te rog să încetinești. Ok, mă rog. Și la care răspunsul meu, a, nu ești român? Înțeleg. Dar oricum te descurci bine. Știi, omul știa română sau poate le traducea, nu înțeleg, dar totuși îmi răspundea foarte rapid la tot, da? Bun, mi-a răspuns la faptul că eu nu știu ce e Forex, da? Că el la Forex se referea și a început să-mi explice. Tranzacție valutară și schimb valutar, în fine, modalitate prin care poți câștiga bani de pe piața valutară, da? Deoarece implică cumpărare de valute când prețurile sunt mici și vinzi când sunt mari. Scuză-mă pe mine, am uitat. Nu mă gândeam că se pot face bani așa, da? Mă rog, omul nici măcar nu s-a uitat un pic pe Instagram-ul meu să vadă dacă eu am habar de așa ceva sau nu. Eu efectiv am dat-o pe total necunoștință și el nu s-a prins deloc că făcea mișto. Nu știu dacă traducea mesajele să fi fost ceva altă nație sau e chiar român, nu-mi dau seama. Răspunsurile erau cumva basic, dar nu mă interesează, important e că îi un om în spate care vrea să facă bani nemunciți, da? Asta e ideea principală și trebuie să-i scoatem cumva din piață și să nu mai facă treaba asta. Da? Bun. Eu am început să dau o fantezie totală și am zis că am ceva prieteni care au făcut sume foarte mari din ceva pe telefon care nu știu exact cum îi zice și nu vor să mă învețe și pe mine, știi? Eu am niște prieteni care fac Forex și am scris ceva Forvex. Am vrut să văd dacă mă corectează. Am vrut să văd dacă îmi zice ceva. Da, bă, vezi că ce fac prietenii tăi, te pot învăța eu. Eu asta am crezut că o să-mi zică, dar nu mi-a zis. Bun. Și am zis că și-au luat mașini scumpe și nu vor să mă învețe. Am dat-o, că ce ți-ți prietenii ziua de azi, da? După ce au bani nu te mai bag în seamă. Bun. A început să-mi explice. Ei bine, e trist, bine, sunt investitor comerciant licențiat Forex și Bitcoin. Nu știu ce licență de comerciant Bitcoin există, probabil greșesc, nu știu, se va referi la ceva curs, mă rog. După cum puteți vedea, în biografia mea face tranzacții și gestionează portofoliu pentru investitori și cooperează și generează peste 85% profit, da, câștig per profit. Ce? Ești nebun? 85% e enorm. Aș vrea randamentul ăsta pe anual, da? Mă rog. El face om într-o zi, o să vedeți. I-am zis că am vrut să mă uit pe profil, dar era privat, da? Am dat-o în zona că nu știu ce înseamnă 85%. Am vrut să văd dacă îmi explică. Da, și i-am zis ce înseamnă. Din 1000 de lei fac 8500 de lei, știi? Am vrut să văd efectiv, bă, tată, e robot în spate, mai are răbdare cu mine, se bucură că sunt foarte necunoscător sau chestii de genul, da? A început să-mi explice că îmi garantează profituri zilnice de peste 85% din investiție.
din cât investesc eu, zilnice și semnale exclusive de tranzacționare. Băi, ești nebun? O dat norocul peste mine și eu nu știu. Nimic dubios până acum. Fac 85% pe zi, păi până într-un an l-am întrecut pe mască. Nu știu după ce se mai complică mască. La unul înainte i-am și zis, bă, tată, nu știu, tai că îi zic și la șeful, de ce să se chinuie să mai muncească și muncim și noi ca și proștii lângă el? Hai să ne băgăm toți pe Forex și aia e. Bun. Tranzacționează omul de peste 6 ani, dar are o experiență în domeniu, strategia lui funcționează, e mână cu sistemul de tranzacționare dinamic, dar efectiv nu mai pot de ce norocos sunt. Și i-am zis că nu. Fac de fapt 850 de lei din 1000. La care eu. Păi și rămân doar cu 850 de lei? Sau primesc 850 de lei în plus? Și după am 1850. La care el. Investesc 1000 și îmi dă 1850. Bă, ești nebun? Mișto. Bun. La care am vrut să văd dacă știe despre moneda noastră. Și am scris lei nu ron, pentru că lei nu-l găsești pe traduceri. Da? Pe Google. Dacă era un indian sau ceva. Și de aia eram curios, da? Probabil îl găsești cumva dacă scrii pe Google. Dar pe traducere, translate, nu. Și i-am zis că sunt din România și n-am decât lei. Într-o zi. Nu știu exact ce a vrut să zică. Probabil se referea la mesajul lui de sus. Și l-am întrebat, se poate și în lei? Și în fiecare zi ești asigurat cu 850. Deja îmi răspunde pe lângă întrebările mele. Să zicem că e ok, dar deja e dubios. Foarte dubios. Da? Și l-am întrebat, pot munci și în weekend, dacă eu în timpul săptămânii sunt la muncă. La care el a spus că se lucrează în Bitcoin, da, criptomonede, că de ce nu, nu-i pot face nimic. Probabil voia să-i fac un transfer pe Binance, o să vedeți mai în jos, da. La care eu îi spun, am auzit de Bitcoin și mi-am dorit de mult să cumpăr unul, dar nu știu cum. Nu știu, mă poți învăța pe genul ăsta, da. Și se pare că pot munci pe weekend fără nicio problemă, eu prost că nu m-am gândit, da? Echipa lui ori decis să facă o platformă bazată pe algoritm, bănuiesc, construită în jurul sistemului Forex, da? Deci ăștia ori inovat, mă, băncile, ce fac băncile, fix, da? E next level. Cu timpul ca student mă va învăța, da? Deci e și un profesor pentru mine, că de ce nu, care mă îmbogățește instant, așa. Mă învață cum să gestionez riscurile și de asemenea să pun loturi bune, da, care să maximizeze profiturile zilnice. Cum pot să încep? Eram foarte curios pentru că, bă, vreau să bag bani, vreau să fac 850 de lei, îmi scot acțiunile, fac 1.850.000 într-o zi, țin așa 4 zile și mă bat cu țiriac. Ești nebun? Bun. Și mă învață el, da, că i-am zis că nu știu cum să cumpăr un Bitcoin, el mă va învăța. Da, deci mă învață tot, are răbdare cu mine, își pierde și își irosește timpul lui de milionar. Că stă în Miami, are casă de 300.000, ca să mă învețe pe mine cum să-mi cumpăr un Bitcoin și cum să tranzacționez fără niciun comision. De fapt o să zic că are un comision de 10% din câștig, da? Băiat. Și am zis să-mi dea un accept pentru că avea contul privat și nu puteam să-i văd contul, că am vrut să fac video, da? Am vrut să-i înregistrez profilul, da? Și l-am întrebat atunci cum să încep, el mi-a răspuns, vedeți, tot timpul îmi răspunde în spate, un pic în spate, probabil traducea, nu știu dacă traducea sau nu, dar avea un pic de delay sau poate era un robot, deși nu cred că l-am testat de câteva ori și nu cred că era robot. Deci tot ce am eu nevoie ca să încep să tranzacționez și să investesc e să-mi fac un cont pe o platformă live pe care o folosesc ei și ca începător cel mai bine e să construiesc portofoliu, bănuiesc, cu drumul. Da, probabil se referea gen cu timpul. De asta cred că o traducea. Și l-am întrebat, păi și bă, 850 de lei în plus îi primesc în fiecare zi ca și la bancă? Da? Ceva de genul. Îi primesc în Bitcoin. Crez un portofoliu de Bitcoin atunci când doresc să fac o depunere. Da? Mă va învăța domnul cum să-mi și fac un portofoliu de Bitcoin. Total dezinteresat, că omul e milionar și vrea să-și piardă timpul cu mine, un om random de pe Instagram. Nimic dubios, absolut nimic. E ok. Și am testat încă o dată răbdarea. Păi un Bitcoin e mulți mii de dolari, din ce știu. Omul nimic, da? Nu, tot pe treaba lui, tot acolo, nu. Încă mai are răbdare. Eu, sincer, în zona asta deja mă amuzam. Nu mai voiam să
să-mi bat așa tare joc de el și să-l jignesc, am vrut să văd cât o mai duce, da? Nu am nevoie de un Bitcoin pe care îl puteți obține cu 500 de dolari. Deja română, eroare 404, exact ca și la mine, nu știu, vreau să mă copieze, nu înțeleg. Asta înseamnă că poți obține un Bitcoin în valoare de 500 de dolari sau de 1000 de dolari. Probabil se referea la bucăți de Bitcoin, da? Ca să fac tranzacții, da? Nu e foarte cert ce vrea și ce zice el aici. Bun. Și am și scris, da? Pentru că am scris treaba asta, i-am și bătut apropo, da, ce-mi place că vorbești mai bine ca mine limba română, da? Cum o traduci? Cu ce aplicație o traduci? Ești american? Știi? E pe tastatură. Mă rog, el traduce de pe tastatură, ok. L-am întrebat din nou, cum pot să încep, da? Că i-am zis, am început, am vrut să văd dacă efectiv eu ca om simplu care a strâns într-un an de zile 1600 de dolari, dacă vrea să mai continue să-mi dea țeapă, da? Asta am vrut să fac acum. Și am zis, eu am strâns anul ăsta 1600 de lei și chiar sunt bucuros de banii mei, munciți cu greu, dar mă bucur că i-am strâns, da? Și aș vrea să-i mulțesc și nu știu cum și tocmai au venit domnul aici să-mi bată la ușa să mă facă milionar. Ce poate fi mai frumos de atât? Și mi-a zis că pot începe cu asta, cu ce, nu știu, probabil cu ce mi-oferă el. Și după, l-am întrebat după 1600 de dolari câți bani pot face pe zi. Și el a zis 1000 de dolari. Deci nebun. La 1000 de dolari pe zi fac 30.000 pe lună. Ce vrei mai mult de atât? A dat norocul peste mine. 100% a dat norocul peste mine. Și l-am întrebat în fiecare zi și ce trebuie să fac? Da, ce trebuie să muncesc? Că acum îl sun pe șeful și îmi bag demisia pentru banii ăștia. Și nebun, cum să nu fac asta? Și mătur, calc, fac orice pentru 1000 de dolari pe zi. Da? Mai întâi vă voi învăța cum să vă cumpărați Bitcoin. Deja are un interes. Opa. Dar rețineți că avem un comision de 10%. Să nu pară dubios. Da? Domnul câștigă numai 10% din banii mei pe care el mă ajută să-i mulțesc și să fac 85%. Că e total logic. 100% logic. Și l-am întrebat, din aia 1000 pe zi să-i dau 10%, e ok, nicio problemă, că dar din dar se face rai, de ce nu? Da, răspunsul lui a fost că da, deci cum ar veni, eu fac 900 de dolari pe zi după 1600. E ok, nu e problemă. O dat-o pe engleză, să vadă că el traduce, nu știu dacă a fost o greșeală, nu-mi dau seama încă dacă e român sau nu, sau efectiv un străin care face schem, nu știu. Puteți să-mi spuneți și voi în comentarii, că chiar sunt curios. L-am întrebat, bun, cum începem? Și vreau să-mi explice pașii. Că imediat ajung acasă și descarc aplicația, că mi-a zis să descarc Binance-ul, da? Și am vrut să văd dacă nu cumva îmi zice ce trebuie să fac până vezi, Doamne, îi descarc eu lui aplicația ca să fac treaba asta, da? Cumva să-i aflu toate intențiile, să-mi zic că, bă, faci așa, 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 dar nu-am vrut. O zic că prima oară să descarc aplicația. Bun. I-am zis că trebuie să ajung acasă, să mă loghez pe Wi-Fi. Bun, l-am întrebat, de fapt el m-a întrebat dacă sunt pe WhatsApp, i-am dat numărul meu de telefon, că și așa nu mă deranjează cu absolut nimic. Și l-am întrebat dacă știe numărul din față de la România, da? Acel plus 4. Da, mă rog, atunci nu e o problemă să-mi scrii pe WhatsApp. Dacă n-a știut, omul n-are cum să-mi scrie dacă el e din altă parte, ok. Bun, deci trebuie să descarc Binance-ul. Și am zis că o descarc acum, știi? Chiar vreau să fac 900 de dolari pe zi, că ce poate fi mai frumos de atât? Da, să nu-mi fac griji. Le fac, nu-i cu timpul, nu e o problemă. Și le-am întrebat, bun, pe WhatsApp ce fac? M-a întrebat, ai descărcat Binance-ul? Și am zis că da, vrăjeală, n-am descărcat. Că, na. Și mi-a zis să-i trimit un screenshot. Eu i-am trimis un screenshot acolo, am dat să se descarce, l-am anulat, că n-am vrut să-l descarc, n-am avut nevoie de Binance, deși Binance-ul e ok, da, și după să-mi verific contul, să-mi fac contul de Binance și să-l verific. Și după ce fac? După ce ai terminat de descărcat, creează-ți un cont și verifică-ți-l. După ce ți l-ai verificat, vă voi învăța cum să vă cumpărați Bitcoin. Deci omul e 100% cu mine, cred că ori trazi ei milionari din Miami un bilet de... Pe cine mai ajutăm noi astăzi și am fost norocos. Deci am fost norocos, că omul mă ajută de la zero să fac miliarde și milioane de dolari. Sau milioane și miliarde, că omul oricum e miliardar, da? Nu e nicio problemă. La care eu deja nu mai puteam, nu mai puteam efectiv să mai duc și am început să le iau la mișto și am vrut să văd dacă se prinde de o anumită înjurătură în ghilimele la care eu către el.
Avem un cuvânt în România foarte frumos. Când cineva te salvează de la o greutate, îi spun fu-tu-ți, ceapa ta de țepar. Nu s-a prins, da? Deci, până la urmă, nu cred că era român. Că de atunci se... Nu știu. Nu-mi dau seama. Vreau să-mi spuneți și voi în comentarii dacă a fost român sau nu. După l-am întrebat, că am zis, bă, eu dau piciorul în baltă înainte să aflu de fapt ce vrea. Și după l-am întrebat, bun, dar ce fac după ce cumpăr Bitcoin, știi? El, efectiv, eu am scris semicodificat aici, tocmai ca să-mi dau seama dacă el chiar traduce sau nu. Pentru că dacă ar fi fost un român și nu ar fi tradus locul ăsta, da, treaba asta, eu zic că și-ar fi dat seama că le iau la mișto, da? Dar nu și-a dat seama, omul a continuat pe treaba lui. Și după ce instalez toată aplicația, mă ajută el să fac tot efectiv pas cu pas, omul e cu mine aici la cataramă, e ok, dă-i să meargă, facem bani, e ok. Și l-am întrebat, deci, ce trebuie să fac? Nu mi-a mai răspuns, știi, am zis, nu mi-a răspuns genul 15 secunde, că omul era cu mine pe conversație tot timpul, că ce să fac cu un milionar în Miami decât să stea cu mine în conversație. Și l-am întrebat, bun, dar mai am o întrebare. Dacă îmi răspunde la asta, totul e perfect și dăm drumul, merem înainte, facem bani, nicio problemă. Spune întrebarea ta. Și l-am întrebat, vreau să te întreb, nu îți este puțin rușine, mă, să cerșești bani de la oameni, să profiți de oamenii neinformați? Cine ești în spate, oricum să știi că efectiv ruinezi viețile oamenilor, măi nesimțitule, profiți de oamenii neinformați și le fur banii munciți cu sudoarea frunții. Oricum sunt 100% convins că nu o să te bucuri niciodată de banii aia pe care îi faci în felul ăsta, deci îți urez mult noroc pentru că, ghiși ce, karma is a bitch. Da, și efectiv deja nu mai aveam răbdare cu el. El a dat-o în formă de apărare cumva și că mi înțelege scepticismul. Da, față de o abordare aleatorie, omul era asumat, chiar era omul din Miami, adică nu. Vreau cumva efectiv să-mi spuneți și voi în comentarii ce putem face să îi oprim pe toți oamenii ăștia care încearcă să fure, deși cu timpul, cu cât trece mai mult timp, tot mai multă lume nu are încredere în ei, tot mai multă lume îi crede foarte dubioși, da? Dar mai ales... Trebuie să ne gândim 100% când cineva vine să ne bată în ușă sau să ne scrie pe Instagram, că în momentul de față cu tehnologia de acum e cam același lucru, și vor ei să ne îmbogățească pe noi, să ne facă un profit de 85% și el să-și țină doar 10% cu omul băiat. Da? Omul băiat cu mine, un om total random de pe internet. Vreau să fim foarte, foarte atenți la toți oamenii de genul și sper că nimeni în ziua de azi mai pică în plasele nesimțiților ăștia, dar o să vă las la final să vedeți cum domnul zboară cu elicopterul plin de Rolls-uri, pe iaht, tot ce vrei mai bun pe lumea asta, el le face, da, el deține și mașini de lux și tot absolut, doar că postează toate pozele, îi postate din 9 septembrie, dacă nu mă înșel, toate videoclipurile sunt cam din aceeași zi, da, chestii total random și 100% fake. Și vreau să pun acest videoclip pentru că cel mai probabil nu mulți oameni mai pică în asemenea plase, dar deja efectiv mă disperă. Mă disperă pentru că sunt tot mai mulți și odată ce sunt tot mai mulți înseamnă că și merge. Cineva tot pică în plasa asta și n-aș vrea să mai fie nimeni care pică în asemenea înșelătorii la drumul mare, da? Oamenii ăștia, gândiți-vă, sunt mai rei decât cerșetorii. Ei efectiv e ca un cerșetor care vine și zice, bă, tată, îți dau 400 de lei, îmi dai 100 de lei. Tu îi dai 100 de lei, s-o dus. După ce ți-o promis ceva. Da? Un cerșetor simplu, săracul și vezi mai amărât, nu știu ce, dar aici nu știi cine e. Nu știi cine e, ce date îți poate accesa, îți dă, mulți îți dau foarte multe link-uri dubioase. Dar trebuie avut foarte, foarte mare grijă cu acești dubioși. Cumva, nu știu dacă are legătură sau nu, dar chiar am vrut să fac un videoclip de genus. E plin și la noi de români care fac treaba asta și care sunt peste noapte milionari în Forex și își fac o grămadă de bani și vor să te îmbogățească și pe tine.
unul la mână, cine îți scrie ție în privat, nu aveți niciodată încredere în ei, dar relativ puteți avea încredere în oamenii care și postează pe Insta și postează des, da, care îți vând niște semnale. Primul lucru în care să ai un pic de încredere e dacă îți vinde numai semnale. Acolo deja omul trebuie să știe un pic în spate ca să-ți vândă niște semnale și să nu și hate total, da? Dar genul ăsta de oameni care vin și te salvează efectiv, îți salvează viața, pentru că omul așa s-o trezi dimineața să îți salveze ție viața. Sunt curios dacă și voi ați pățit să fiți contactați de asemenea oameni. Cel mai probabil ați pățit să fiți contactați de ei, că e plin internetul, dar să nu picați și nici măcar să nu-i băgați în seamă, pentru că toate lucrurile astea pe care ei le spun sunt vrăjeli totale, nu știu cum de au timp și chef să-și piardă timpul, dar mă rog, probabil le și merge. Da, trebuie să le răspundeți ceva de genul, bă, zi repede, eu le răspund la unii numai ca să-mi dau seama ce mai vor ei să facă, sau unii sunt doar cu niște roboți, tu le spui un lucru, ei îți răspund tot pe linia lor, n-au nicio treabă cu tine, decât e tot pe zona aia, ce vrea el să-ți vândă, ce vrea el să-ți facă, ce vrea el, da? Dar ăsta s-a mulat cumva, în spatele userului era o persoană 100%, nu era un bot. Da, deci putem să ne uităm acum pe profilul lui, e un domn super arătos, da, cu mașini scumpe, McLaren, Rolls-uri, nicio problemă, da, deci elicopter pe fundal, merge și la sală, ce vrei mai mult, da, ui, cu cățelul după el sau ied sau ce era. Toate pozele, după cum puteți să vedeți, 9 septembrie, toate sunt din 9 septembrie, da, el stă pe Rolls, că de ce să nu stea pe Rolls, e plin, e vedetă, uite, zboară cu elicopterul, chestiile clasice, ceasuri scumpe, da, cu Rolls-ul, el stă pe el, îl și calcă în picioare, da, pentru că ce-s 400 de mii cât e unul la banii lui, deci doar chestii dubioase, nimic 100% legit și trebuie să avem mare grijă în zona asta. Sunt curios dacă v-a plăcut acest episod și sper că ajută pe cineva să treacă printr-un filtru în plus după ce vede acest videoclip, toate mesajele astea de pe Instagram sau de pe Facebook sau unde te mai pot contacta oameni care vor să-ți facă ție bine în secunda 2, deși nu te știe. Dar e o chestie total random care, bă, omul așa s-a trezit dimineața, al 40-lea om pe care îl găsesc eu pe Insta cu inițiala B sau ceva de genul, îi fac viața faină, la merită. Da? Sunt niște chestii care trebuie trecute printr-un filtru și nu trebuie să-i băgăm în seamă, da? Pentru că sunt șanse să ne luăm o țeapă destul de mare dacă avem încredere în ei și nu trebuie să facem treaba asta. Sunt curios cum vi s-a părut acest episod și dacă mai vreți să mai fac încă un episod de genul, pentru că mai am materiale, dar mie îmi place să mă contrez cu oameni de genul, pentru că vreau să înțeleg tot timpul cam la ce nivel îs, ce fac, care li-s șmecheriile noi, în așa fel încât să fiu și eu protejat și de ce nu să pot împărtăși aceste lucruri, da? De-aia le răspund la oamenii ăștia, de-aia încerc să intru cu ei în vorbă, să-mi dau seama, băi, un om în spate, e un bot, ce îi de fapt, știi? Până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.